Hey, salut, bine ai venit! Astăzi discutăm despre un mit și anume, bogații sunt zgârciți. Da? Toată lumea spune asta, toți cred asta ei, dar știi că de fapt nu e adevărat. Bogații nu sunt zgârciți, bogații, din potrivă, sunt mai generoși decât oamenii obișnuiți. Ei, și am citit într-un studiu efectuat în anul 2004 de bla bla bla, nu mai știu exact cum se numea cei care au făcut studiu. Ei, dar rezultatele studiului sunt absolut surprinzătoare. Și anume, e vorba despre americani și americanii care câștigă mai mult de 500 de mii de dolari pe an, deci aia înseamnă undeva la 40 de mii de dolari pe lună, da, aia înseamnă undeva la vreo 27-28 de mii de euro pe lună, știi câți bani donează? Donează 6% din banii pe care îi câștigă pentru acțiuni caritabile, pentru biserici, pentru orfelinate, fac tot felul de donații, da? 6% din 500 de mii de dolari pe an. Ei, americanii care câștigă mai mult de 5 milioane de dolari pe an donează din averea lor, din banii care câștigă, 6,1%. 1% mai mult decât ceilalți. No, imaginează-ți cât înseamnă 6% din 5 milioane de dolari. Înseamnă 300 de mii? Da, cred că 300 de mii de dolari în fiecare an. Cu 300 de mii de dolari poți să construiești o grădiniță, poți să construiești un mic orfelinat, poți să construiești o grămadă de lucruri, poți să dai de mâncare oamenilor sărmani, să faci adăposturi cu banii ăștia. Ei, acum e partea interesantă. Știi cât donează un american obișnuit, care nu este un american bogat, deci un american care câștigă un salariu normal, da? Cât crezi că donează? 4%? 8%? Nu. Americanii care nu sunt bogați donează 2%. 2%. Iar acum poate că o să spui, da, dar ăia sunt bogați și din cauza aia că sunt bogați donează mai mult pentru oamenii mai puțin ajutorați. Ei, nu e adevărat. 6% e tot atâta și dintr-o 100 de mii de dolari și din 10 dolari. 6% e vorba de procent, da? Ei, așa că sper că am desființat mitul ăsta că bogații sunt zgârciți. Nu sunt zgârciți, sunt din cei mai mulți dintre ei sunt generoși. Acum, nu exclu că sunt și bogați zgârciți, da? Poate cunoști și tu astfel de oameni, dar probabil că ei nu sunt neapărat bogați sau poate nu înțeleg. În fine, nu intru în detalii. Dar cei mai mulți oameni bogați sunt oameni generoși. Sper că ți-am fost de util, nu uita să te abonezi și ne vedem data viitoare. Până atunci, dă un like, un share, ne vedem și pe blog, pe Facebook și fii și tu generos dacă vrei să ai mai mulți bani. Salut!